Am revenit cu o nouă rundă de știri și, bineînțeles, mai avem parte de câteva informații înainte de weekend, așa că eu zic să le așteptați cu entuziasm, dar mai întâi, Valentin, spune de ce nu stă părul azi. Nu știu de ce nu stă părul. Aseară te-ai tuns. De la câte oferte sunt de Black Friday? A luat o razna părută. La noi, la român, nu e o zi. La noi e o lună, tată, facem. La noi să aibă timp tot românul să vină să-și cumpere ce-i trebuie. Și frății televizoare la cele. Da, păi frății, ca să vă spun, în seara am avut o reuniune, un emergency meeting, o întâlnire a comitetului de urgență la matinal. De la matinal. Am stat și noi, am băut o apă plată și nu puteam să bem apă plată, liniștiți, când ne întrebam dacă frății și-a luat sau nu televizoarele. Deci frății, spune-ne și noi, ce-ai făcut? Frății n-a vrut să vină cu noi, că ne-a spus, îmi pare Black Friday, eu mă duc și prin televizor. Și de această cauză nu a fost cu noi. Dar uite, avem o știre care e foarte interesantă. Cu dedicație pentru frății? Cu țipete, cu îmbrânceli, cu aoleo, nu că-l iei tu, dar-l vreau eu, dar la Arad. Black Friday. Am auzit. Electrocasnici. Am auzit. Pe mașini de spălat sau frigidere? Mașini de spălat și frigidere. A, și? Deci, Andrei, imaginează-ți cum trag doi oameni de aceeași mașină de spălat. Doamne ferește așa ceva. Și mai avem după încă o știre care este foarte frumoasă și mi-e place foarte mult și a fost așa și ca o pălmuță mică pentru mine, că n-am mai donat sânge de vreo, cred că un an și jumătate, dacă nu spre 2 ani, cred că merg. Și ar trebui să mai fac și eu o super campanie pentru a dona sânge și o surpriză inedită pentru fanii lui Celine Dion. A ieșit în public după ceva timp, după foarte mult timp, care știm toți, a avut probleme de sănătate. Dar haideți să vedem cu Black Friday, prima știre. Haideți la știri. Țipete, îmbrânceli și cozi interminabile. Oamenii s-au bătut pe mașini de spălat și frigidere în cel mai nou centru comercial din Arad. Când au auzit de reduceri, arădenii au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a mai prinde măcar un produs la ofertă. Chiar și cei care nu aveau nevoie s-au repezit să pună mâna pe câte un produs. După cum este obiceiul, când se deschide un nou centru comercial în România și la Arad, oamenii s-au înghesuit, s-au împins și au recurs la violență verbală pentru a prinde produse la reducere. Localnicii au creat cozi imense încă de dinainte să aibă acces în interiorul parcului de retail. Când paznicii au permis intrarea, oamenii s-au călcat la propriu în picioare pentru a ajunge cât mai repede la raftul cu oferte. Îmbrâncelile au continuat și printre raioane atunci când mai multe persoane s-au luat la ceartă pe electrocasnice. Este și cazul a două femei care parcă erau într-un ring de box. Una de o parte a unei mașini de spălat, iar a doua de cealaltă parte. Cazul nu este singular. Mai multe persoane, atât de gen feminin, dar și masculin, s-au luptat pentru a obține un frigider sau o mașină de spălat la reducere. Nu a mai contat nici faptul că o parte dintre ei nu aveau nevoie de aceste produse, dar nici că nu au apucat să vadă prețul. Simplul fapt că toată lumea era implicată în a pune mâna pe ceva i-a impulsionat și pe cei care veniseră la o simplă plimbare. Cumpărătorii și-au mai pierdut din entuziasm când a venit momentul plății și au fost nevoiți să petreacă 10 de minute până să achite coșul plin. În România, doar 2% dintre oameni donează sânge în mod regulat, potrivit unui studiu. În acest context a avut loc o nouă ediție a campaniei Donează sânge, salvează o viață. La acțiunea amplă desfășurată la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei din București, au participat și jandarmii români pentru a oferi o șansă la viață oamenilor aflați în situații dificile. Cu o vechime de 10 ani, campania Donează sânge, salvează o viață este un program de conștientizare, dar și de mobilizare a societății. Inițiativa vine în sprijinul tuturor instituțiilor medicale și al persoanelor care au nevoie de produs sangvin. Anul acesta, la activitatea de donare de sânge, s-au alăturat și angajații Jandarmeriei Române din toată țara. Activitatea are loc la nivelul tuturor unităților din cadrul Jandarmeriei Române, din țară, dar și din capitală, unde astăzi peste 1000 de jandarmi vor dona. În acest context, medicii îi încurajează și pe alți oameni să doneze sânge, ca acțiune umanitară, dar și pentru propria sănătate. Jandarmii care vin aici și donează sunt conștienți că salvează 3 vieți, plus beneficiul care este și al lor. Cei care participă la acest eveniment spun că fiecare gest, oricât de mic ar fi, contează, iar cei mai mulți dintre ei au donat sânge pentru prima dată în viața lor. O cauză nobilă. Ajutăm și noi, cum putem. Se pare bine că putem ajuta și alte persoane care au nevoie.
Este prima oară când donați? Nu, nu. Am mai donat. Văd o inițiativă bună, putem, avem șansa de a ajuta alți oameni care au nevoie de ajutor. E, nu știu, ai un sentiment că poți face ceva și pentru alții. În cei 10 ani de activitate ai campaniei Donează Sânge, Salvează o Viață, s-au recoltat aproximativ 23.000 de litri de sânge de la peste 40.000 de donatori fideli. Surpriză inedită pentru fanii artistei Celine Dion, celebra cântăreață și-a făcut din nou apariția în public pentru prima oară după aproximativ 4 ani. În vârstă de 55 de ani, diagnosticată cu sindromul persoanei rigide, Celine Dion a asistat de curând la un meci de hockey în Las Vegas. În ciuda problemelor serioase de sănătate, Celine Dion a participat cu câteva zile în urmă la un meci de hockey al Cavalerilor din Las Vegas. Diva s-a afișat radiantă și veselă în timp ce a mers în vestiar să vorbească și să-i felicite pe jucători. Artista și-a făcut prima apariție publică după aproximativ 4 ani, atunci când a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide. Life imposes things on you. You have no choice. Cu ochii în lacrimi și cu emoție în glas, artista canadiană a transmis în decembrie 2022 un mesaj tuturor fanilor ei. Cântăreața a dezvăluit boala de care suferă, efectele ei, dar și faptul că nu va putea să-și rea concertele din turneul european, amânate deja de mai multe ori. În prezent, Celine Dion face tot ce poate pentru a se menține sănătoasă și își dorește să revină pe marile scene. Haideți să vedem cum ne organizăm în acest weekend și să aflăm împreună cum stăm cu vremea. Bună dimineața, Romina! Bună dimineața, Georgia! Avem parte de vreme mohorâtă în mare parte din țară. Mai apare și soarele trecător prin unele zone, dar vântul rămâne activ, este în vigoare și un cod galben. Așadar, astăzi valorile termice vor crește în majoritatea zonelor. Se situează mult peste cele specifice datei, iar cerul va fi variabil, dar norările se vor extinde și va ploua sub formă de aversă în Banat, Crișanan, Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, dar și a Olteniei și în Moldova. Așadar, în restul zonelor vor fi averse doar izolate. Pe alocuri se vor semnala descărcări electrice, vântul va sufla ceva mai tare, iar temperaturile maxime se vor încadra între 16 și vor urca până la 25 de grade Celsius. Este valabilă o avertizare de cod galben de vânt pentru ziua de astăzi, dar și pentru ziua de mâine, în aproape jumătate din țară. Așadar, vor fi intensificări în ținuturile vestice, în vestul Transilvaniei, dar și în Moldova, iar la altitudini mai mari de 1700 de metri, rafalele vor atinge 110 km. Pe oră. În București vremea se va încălzi, temperatura maximă se va opri pe la 22 de grade Celsius, iar cerul va fi variabil cu norări seara, când temporar va ploua slab, vântul va sufla slab și moderat, iar mâine vremea va deveni în general instabilă, vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice, vântul se va intensifica în a doua parte a zilei, iar maxima va fi de 20 de grade Celsius, apoi mâine vremea va deveni frumoasă, valorile termice vor crește din nou, iar termometrele vor indica 22 de grade Celsius. Cerul va fi variabil cu unele norări noaptea, când vor crește probabilitățile pentru ploi slabe, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile cresc și în zonele de munte, dar cerul se norează treptat. Ploile apar mai întâi în masivele din vestul și nordul țării. Prin acumulare se strâng cantități de apă de 20 de litri pe metru pătrat. Pe creste vântul va fi activ, iar valorile termice vor fi cuprinse între 12 grade și vor ca până la 17 grade Celsius în Păltiniș. Atât pentru moment, să aveți o zi senină în continuare! Mulțumim tare mult, Romina! În acest sfârșit de săptămână eu zic să ne gândim și la ce am mai putea să facem din punct de vedere cultural. Cred că e hrană pentru suflet, iar sufletul are nevoie tot timpul de astfel de ieșiri. Iată, pe 7 noiembrie, pe 9 noiembrie sunt două ocazii să descoperim ce înseamnă noul nou. Iar în această dimineață aflăm mai multe de la Diana Rotaru. Bună dimineața! Bine ai venit! Bună dimineața! Înțeleg că avem parte de un concept avangardist muzical în România cu Sold Out? Da. Felicitări! Iată că se poate și la muzicile de avangardă Sold Out. Mă bucur foarte mult că cu ajutorul neprețuit al Asociației Art & Co, care este unul din susținătorii și prietenii fabuloși ai muzicii contemporane în România, am reușit să o aducem pentru prima dată în România pe Ryoko Aoki. Ryoko Aoki este o
nu numai o raritate, este chiar o artistă unică în lume, pentru că este o cântăreață de teatru nou. În primul rând, asta deja este o excepție, pentru că în această formă de teatru medieval japonez, foarte multe secole la rând nu au avut acces decât bărbații. Femeile nu aveau voie să fie actrițe și muzicene pe scenă. Acum, pentru că trăim într-o epocă mai permisivă, au voie câteva femei, un număr foarte limitat, numai că Ryoko este singura care a încercat să facă o punte cu arta muzicală de avantgardă. Deci e un proiect unic al ei, început prin 2010. Deja compozitori din toată lumea i-au scris lucrări pentru voce, pentru acest tip de cântare din teatru nou care se numește Utai, pentru voce și un instrument, pentru voce și gvartă de coarde, pentru voce și orchestră de cameră și tot felul de combinații. Și în 9 noiembrie, prin acest proiect Noul Nou și Tradiție și Avangardă Muzicală, Ryoko va interpreta la Teatrul Odeon trei lucrări care sunt dedicate și sunt un fel de mici, chiar opere noi, pentru că fiecare are o componentă teatrală performativă. Este vorba de Noriko Baba, Michel Urchiza și subsemnata, împreună cu un quartet de coarde de Călin Ioachimescu, unul din marii noștri compozitori. Și iată că o cântăreață japoneză de teatru nou va concerta alături de patru foarte tineri și foarte, foarte talentați interpreți români. Mircea Marian, Andreea Greluș, Iulia Goiană și Mădălin Pandelescu. Și mă bucur foarte tare că s-au unit aceste două lumi. Mi se pare spectaculos ce se întâmplă în România a zilelor noastre și vă felicit pentru curaj, în primul și în primul rând, să aduceți un astfel de concept. Mă bucur că există nișa potrivită și la noi în țară, înțelegând că e sold out, dar mai înțeleg deopotrivă că pe 7 noiembrie mai faceți o invitație pentru o conferință cu acces liber. Salut! Prietenul nostru și partenerul nostru, Centrul de Studii Japoneze Angela Hondru, găzduiește o conferință artistei Ryoko Aoki. Deci cei care, din păcate, nu vor putea auzi live la Teatrul Odeon pe 9, o pot asculta live, vorbind despre proiectele sale, vorbind despre teatrul nou, despre istoria sa, despre compozitorii care au scris, dimineața la Universitatea Română-Americană, sala Senatului, dimineața la ora 11 pe 7. Aș vrea să știu cum vi s-au îndreptat pașii către această inițiativă. Cine a venit cu ideea? Cine a zis se poate? În primul rând am avut norocul fabulos să o cunosc pe Ryoko Aoki la un festival de muzică nouă. Ea mi-a propus să-i scriu o lucrare. Am intrat în acest proiect, mi s-a părut absolut fascinant. Este o provocare pentru tine ca compozitor obișnuit cu partiturile noastre occidentale, care au un anumit tip de grafie, de notație, cum integrezi o voce care nu are nimic de a face cu ce știm noi în zona asta europeană-americană, cum o integrezi în partitură, cum scrii pentru ea, cum o colorezi cu alte instrumente. Și m-am gândit că, iată, acum, având loc festivalul Meridian, persoana care are chiar tema măștilor și care începe pe 5 noiembrie și unde sunt directoare, m-am gândit că este un moment foarte bun să încerc să o aduc pe Ryoko, pentru că teatrul nou e foarte legat de măști, de ritualul măștilor și de dimensiunea spirituală pe care japonezii și actorii din piesele nou o investesc în aceste obiecte de rit, practic. Cred că merită să fim curioși în fiecare zi a vieții noastre și probabil, ca în cazul meu, foarte mulți au auzit pentru prima dată de teatrul nou, de această tradiție japoneză, și cred că e minunat să descoperi la orice vârstă lucru care să te surprindă plăcut. Cel mai plăcut m-a surprins inițiativa și faptul că ați reușit această performanță. Felicitări, mult succes în continuare și, bineînțeles, să aveți public numeros la conferința de pe 7, căci pe 9 sunteți asigurați. Mulțumim mult!
Dragilor, să știți că mai avem parte de câteva informații în această dimineață și eu zic că merită să rămâneți pe Metropola TV, deoarece în această dimineață am decis și noi să facem o vizită în Orient și bineînțeles că în general suntem obișnuiți, așa cum spunea și Diana mai devreme, cu tot ceea ce ține de Europa, fie cea pe care o cunoaștem noi aici în Est, fie Europa Occidentală, vorbim despre astre, vorbim despre zodiac european, dar iată că vine zodiacul chinezesc cu noi vești despre această lună noiembrie, iar Valentina Vânătoru, specialist Feng Shui și zodiac chinezesc, este alături de noi să ne spună mai multe. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Da, este o lună, de fapt, în astrologia chineză, luna noiembrie n-a început încă, începe pe 8 noiembrie, dar ne pregătim, simțim prezența lunii noiembrie încă de pe la finalul lunii octombrie. Este o lună de apă in pe porc sau mistreț, cum se spune în astrologia chineză, deci cu foarte multă apă. De aceea, apa in în astrologia chineză înseamnă și emoții multe, frică, un pic ceață, că de fapt asta este simbolul apei in, norii, ceața, ploaia. Așadar, suntem un pic în ceață sau ne gândim ce va urma sau ne gândim la tot ce e mai rău câteodată. De multe ori întrebăm sau ne întreabă oamenii ce-o fi, se întâmplă ceva, nu se întâmplă ceva, adică e multă nesiguranță în jurul nostru, dar totuși gândirea și comunicarea sunt două aspecte foarte importante luna noiembrie, pentru că apa înseamnă și strategie, și gândire, așa că putem să ne luăm o bucată de hârtie și să începem să facem strategii în această lună. Valentina a venit cu hârtia. Așa, dar am uite, o strategie aici. N-ai vreo strategie. Eu vreau să te întreb, uite, despre mine știu că sunt zodia șobolană, zodia cu chinezesc. Tu, Vali, ce zodie ești? Nici eu nu știu, dar e foarte amuzant cumva, pentru că Livia tot timpul, după ce mă tund, mă alintă șobolănel. Nu știu că sunt șobolănel și pe zodiac sau nu. Eu sunt în septembrie, pe întâi. Nu știu. Nu, trebuie să spui anul. Septembrie, da, nu are legătură luna în astrologia chineză cu partea aceasta. Dacă ne gândim, ești născut înainte de luna septembrie, conform astrologiei, că lunile încep în astrologia chineză cam în 4-5 și cine e născut înainte de 4-5, de fapt, ești născut în luna anterioară. Aha, nu contează okay. cel mai mult. Umilește-ne, Valentina, în dimineața asta pe toți din echipa Metropola TV. Așa. În ce an ești născut? 1999. Trebuie să mă gândesc un pic că din 12 în 12 ani se repetă anii, dar îți pun la pauză, sigur. Ok, ok. Are relevanță și ora? Nu are relevanță ora, nu? De naștere mă gândesc. Are relevanță pentru că și în astrologia chineză există un ascendent. Dar diferența okay. între astrologia europeană și astrologia chineză, eu pot să văd norocul și fără ora. Adică nu-mi schimbă norocul persoanei ora, chiar dacă nu o cunosc. Îmi schimbă anumite elemente, de exemplu, nu știu, poate nu-mi dau seama că ești un element puternic sau un element slab, dacă ai nevoie de bani, de inteligență, dacă ai nevoie de oameni mai mult în viață sau de resurse, de elementul care îți dă naștere, adică sunt multe lucruri care se întâmplă. De asta, dar cred că ești bivol, dacă nu mă înșel. Dacă nu mă înșel okay, din socoteala okay. mea acum repede în timp ce vorbesc cu voi, dar confirm după intervenția mea de acum. Eu am încredere. Ne trebuie să bani și sănătate să-i cheltuim, nu? Cam așa ar zice lumea. Da, dar uite, până pe 10 noiembrie reușim să fim și foarte intuitivi și perspicace, da? Și cumva este luna în care ne punem la punct bugetul. Ne gândim așa ce să facem cu banii pe următoarea perioadă, să avem ceva bani puși deoparte. Deci clar că ne determină să ne analizăm viața, pentru că apa se referă la strategii, la mișcare și facem lucrul ăsta și ne organizăm în așa fel încât să facem lucrurile bine în viitor. Da? Dar, ce surpriză plăcută! Începe zodiacul cu mine! Șobolanelul! Exact! Adevăratul șobolanel! Adevăratul ăla închipuit! Pentru următoarele 4 săptămâni, șobolanul ar putea să fie preocupat, exact cum am spus, de finalizarea proiectelor, pentru care are legătură cu finalizarea aici la el, să redacteze ceva, să-și planifice viitorul. Deci o bucată de hârtie cu pixul și făcute strategii, este bine să-și evalueze ceea ce a făcut anul trecut. De aceea trebuie să facă notițe și să vadă ce își dorește să schimbe. Ce nu ne-a plăcut anul trecut, deci anul acesta trebuie să facem schimbarea și mai ales luna aceasta. Deci este un moment bun pentru a și sărbători ceea ce am realizat în trecut. Pe 13 noiembrie avem o lună nouă, iar pe 27 noiembrie avem și o lună plină.
Deci trebuie banii un pic o să fie câștigați cu greu sau multă muncă, dar dacă cunoașteți pe cineva acolo, pentru nativul șobolan, poate să vă ajute în ceea ce privește o investiție. Iar pe 27 noiembrie vei pune foarte mult accent pe familie, pe petrecerea timpului cu familia, să ajuți rudele mai în vârstă cu probleme, deci clar că și planuri de călătorie în jurul datei de 27 noiembrie, multă armonie cu familia. Deci este clar că te axezi foarte mult, sau șobolanul se axează foarte mult pe familie în această lună. Ui, să nu pleci pe 27, că și eu sunt în vacanță. Da, să vezi cineva emisiunea asta, da, aici. Așa, pentru bivol. Cele 4 săptămâni din luna noiembrie, începând cu 8, repet, mai multe interacțiune cu prietenii, o să aibă nativul bivol, s-ar putea să discute foarte mult despre speranțele lui, despre dorințele lui pentru viitor. Cineva s-ar putea să îi ceară să fie naș sau să se ducă la multe petreceri sau evenimente mondene. Clar că e o lună bună și care se axează mult pe întâlnirea cu prietenii. Luna nouă de pe 13 l-ar putea determina să se înțeleagă mai bine decât a făcut-o până acum cu cei din jur, da? Un obiectiv comun ar acolo cu familia, să lucreze umăr la umăr la un proiect sau cu colegii de la serviciu, iar pe 27 noiembrie, luna plină, pune accent pe finanțe. Finanțele lui, ar fi o idee bună să-și mai pună ceva bani deoparte, s-ar putea să fie tentat să facă cheltuieli suplimentare, deci fără card la cumpărături, fără bani mulți în buzunar. Deci dacă ești bivol, ai grijă cu finanțele spre sfârșitul lunii. Doamne, acolo sunt problemele. Bun. Hai să-i ascultăm și pe ceilalți nativi. Tigru, repede, da. Tigru ar putea să aibă câteva modificări acolo în companie, s-ar putea să schimbe funcția în companie, să fuzioneze, o reorganizare internă acolo, ar putea duce, toate aceste lucruri ar putea duce la noi oportunități pentru nativul Tigru. Luna nouă o să-i aducă o cantitate semnificativă de activitate la locul de muncă, deci o să-și ia mai mult decât poate să ducă, ore suplimentare, în timp ce el se străduiește să finalizeze un proiect înainte de un termen limită, iar luna plină va avea el capacitatea, odată cu venirea lunii pline, de a apela la mai mulți oameni și, bineînțeles, de a cere unele favoruri. Clar că oamenii din jur vor oferi avantaje, nu știu, bilete gratuite, tot felul de lucruri, când el va fi și uimit, pentru că nu prea primește Tigru așa ușor lucruri gratuite. Deci, clar, se va conecta cu persoanele din jur. Pentru iepure, s-ar putea să fie concentrat mai mult pe școală, indiferent ce funcție are sau ce face, vrea să dobândească noi abilități, pregătirea pentru un examen important sau îndrumarea de către profesori în ceea ce privește, nu știu, obiectivul lui sau ce vrea el să dobândească acolo. Oricum trebuie să ia în considerare, dacă nu vrea sau nu s-a gândit până acum, să ia în considerare înscrierea la un curs, să urmărească oportunități de educație, pentru că la locul de muncă o să-l ajute foarte mult. Multă energie cu luna nouă, de pe 13 noiembrie, care va fi centrată în jurul copiilor mai mult și a rudelor. Deci exact ce am spus, luna noiembrie pune accent pe familie. O să găzduiască oaspeți, o să fie acolo în petrecere și clar că s-ar putea să sărbătorească și sosirea unui copil în familie. Luna plină, întotdeauna trebuie să fie atent, să-și programeze câteva momente și pentru ei, să ia în considerare să se răsfețe, deci luna plină îi spune că e importantă și persoana lui. Dragonul, s-ar putea să studieze diverse tipuri de investiții, să exploreze modalități de diversificare a portofoliului, deci e clar că imobiliare, stocuri, obligațiuni, investiții alternative sunt bune pentru nativul dragon. Luna nouă îi aduce și o activitate care se referă la locuință, ar putea implica reparații, pregătirea pentru ceva, o mutare. Da? E clar că poate să aibă loc sau poate s-a relocat recent și ar putea fi momentul în care să despacheteze bagajele. Iar luna plină, abilitățile lui ar putea fi în centrul atenției, la locul de muncă, este posibil să avanseze și să aibă și bani mai mulți în buzunar. Pentru șarpe,
relațiile ar putea să facă câțiva pași semnificativi, s-ar putea să se decidă să se mute împreună cu persoana iubită. Pentru cei care sunt deja într-un parteneriat angajat, poate să sărbătorească o aniversare importantă. Luna nouă poate să-i aducă o mașină nouă, să cumpere ceva nou, sau să repare o mașină actuală, dar oricum o îmbunătățește cu ceva, are nevoie de o îmbunătățire din acest punct de vedere, sau forme alternative de transport, oricum ceva nou o să intre în viața lui. Iar luna plină din 27 noiembrie realizează conexiuni noi și devine vizibil lumii. Clar că dacă este în căutarea unui loc de muncă și CV-ul este probabil văzut mai bine sau o să iasă mai mult în evidență. Deci își găsește și un loc de muncă cum își dorește el. Pentru cal, s-ar putea să se implice într-o activitate fizică în luna noiembrie, ar putea implica, nu știu, o practică precum yoga, să facă sporturi în acestea ridicați de haltere și așa mai departe, sporturi de iarnă, s-ar putea să-i atragă atenția și să-și stabilească niște vacanțe, ceea ce clar că o să-și cumpere și noi echipamente de schi sau de ce sporturi dorește el să practice. Clar că duce la o transformare revigorantă pentru nativul cal, iar luna nouă poate să-i aducă mai mulți bani în buzunar, poate că primește un bonus legat de munca pe care a prestat-o în ultimul timp sau un comision. E clar că este posibil să primească și un cadou financiar sau să câștige mai mulți bani. E pe scurt, da? Și pe 27 noiembrie, luna plină, aduce călătorie și nativului cal, poate să plece cu familia, cu copiii, deci e clar călătorii și familie în luna noiembrie. Pentru capră, o multitudine de planuri plăcute pentru nativul capră, petreceri, evenimente sociale ar putea fi în agenda nativului capră, s-ar putea să și găzduiască unele petreceri, aniversări, luna nouă de pe 13 noiembrie, experiențe noi intră în viața lui, poate forma noi prietenii sau poate porni în primele etape ale unei relații. Clar că apar oportunități de a se conecta cu oamenii, cu persoane noi și influente și asta e foarte important. Iar luna plină va avea o tendință de a fi orientat nativul capră spre securitate, ceea ce face ca acest lucru să-l determine să-și examineze conturile financiare. Deci e clar că pune accent pe eficientizarea conturilor pentru a reduce și cheltuielile. Pentru maimuță, aici va fi multă interacțiune în familie, în luna noiembrie, s-ar putea să călătorească pentru a vizita rude pe care nu le-a mai văzut de ceva vreme. Clar că e axat și el pe familie, luna nouă îl determină să se concentreze pe interiorul lui, meditația s-ar putea să-i strânească interesul și s-ar putea să-și lase deoparte anumite griji sau să-și curețe mintea, e foarte important pentru el în luna noiembrie. Iar pe 27 noiembrie, luna plină, aduce numeroase oportunități sociale pentru el, s-ar putea să petreacă la fel și el timp cu prietenii sau să se adune împreună cu rudele pentru un eveniment important. Pentru cocoș, s-ar putea să pună accent foarte mult pe documente, pe acte, pe contracte, să primească un contract de muncă sau să fie implicat într-un semnare a unui contract. De aceea mare atenție și la scrisul acela mic. Deci clar că perioada asta îl poate încuraja pe nativul cocos să-și alunge frica și absolut tot ceea ce este inutil în viața lui. Luna nouă își stabilește obiective concrete, asta îi spune să facă odată cu venirea lunii noi, aici o să ajungă să-și achiziționeze chiar și un planificator dacă nu poate să respecte anumiți termeni, clar că trebuie să fie mai organizat. Iar luna plină, programul lui de lucru o să fie destul de agitat și s-ar putea să se confrunte cu fluctuații, să zic așa, ceea ce duce la un volum de muncă crescut în această perioadă a anului și este bine să își prioritizeze lucrurile ca să nu aibă probleme de sănătate, mai ales că el și din punct de vedere feng shui, să spun așa, are o energie care îl determină să-și ia foarte multe lucruri în cârca lui. Nativul câine. Acest lucru ar putea să îl determine pe el, mă refer la luna noiembrie, să facă așa o combinație în această lună de venituri și cheltuieli și să fie mai atent totodată, adică să studieze ce a făcut până acum și să vadă ce se întâmplă cu finanțele lui. Clar că are un impuls semnificativ asupra veniturilor, în plus poate să obțină totuși un bonus sau o mică creștere a salariului dacă este cumpătat în tot ceea ce face. Luna nouă de pe data de 13 noiembrie
pune accent pe cariera lui, pentru că perspectivele de carieră arată promițătoare și dacă își caută un nou loc de muncă, s-ar putea să afle că procesul de interviu merge fără probleme și că primește oferta mult dorită și destul de rapid. De aceea, sau cei care au afaceri proprii, în această perioadă apar oportunități în viața lor, oportunități de extindere. Clar că o colaborare, o afacere similară poate permite chiar să și angajeze oameni. Iar luna plină pentru câine aduce multe activități plăcute, invitații la petreceri, angajarea într-o funcție de caritate, să zic așa, s-ar putea întâlni în calea lui, surprinzător de plăcută. Și am ajuns și la ultima zodie, la porc sau mistreț. El trebuie să planteze semințe în această lună, cu cât mai multe noi proiecte și experiențe pe care le întreprinde cu siguranță în luna aceasta, cu siguranță vor fi tot la fel de multe în lunile următoare și cu atât mai mare va fi recolta potențial în viitor. Explorarea oportunităților pentru un nou loc de muncă pentru nativul mistreț sau un loc nou pentru a trăi, precum și formarea de noi prietenii, îl poate propulsa cu siguranță acolo unde își dorește. Iar luna nouă ar putea să îl determine să fie mai dedicat pentru pe educație sau să dobândească noi abilități, să se ocupe de studii, să se pregătească pentru un test, să finalizeze un proiect înainte de termen. Iar luna plină de pe 27 noiembrie o să aibă așa o natură ospitalieră, iar această perioadă a anului se potrivește foarte bine. Rudele îi vin în vizită. Vedeți, cam toți nativii spre sfârșitul lunii ne ocupăm foarte mult de familie, pentru că vin și sărbătorile și luna decembrie este o lună de șobolan. Și automat, Este și așa un început, pentru că e prima zodie din zodiacul chinezesc, deși anul chinezesc începe 4 februarie, dar cumva înseamnă un nou început pentru noi și finalul de an, curios. E foarte important, deci să ne revedem și în decembrie și îți mulțumim tare mult pentru informațiile de astăzi și te așteptăm cu drag să revii. Revin cu mare drag. Mulțumim. Dragilor, mai facem un scurt popas, pentru că astăzi este o zi importantă pentru cei care dimineața nu prea au timp să mănânce. Ce zi și e, Vali? Și foame este ziua sandwich-ului, dragilor, așa că vă poftim pe toți. Să aveți timp în câteva minuțele să-și asumați materialul, să faceți și un sandwich și să reveniți că mai avem un subiect până la final. Înainte să ne luăm la revedere, facem un popas important și povestim despre un subiect poate controversat pentru unii. Vorbim despre anticoncepționale și despre folosirea lor pentru femeile de peste 40 de ani. Stăm de vorbă cu medicul primar ginecolog Silviu Iștoc. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața! Mă bucur că ne revedem și că avem ocazia să vorbim despre anticoncepționale. Se vorbește poate destul de rar despre metode de contracepție și sunt curioasă în primul și în primul rând care este efectul acestor pastile anticoncepționale. Efectul dorit sau efectul nedorit? Deci sunt două variante. Haideți să începem cu cel dorit. Cel dorit e de contracepție. Contracepția. Pilula contraceptivă conține doi hormoni de sinteză care păcălesc ovarul să nu mai funcționeze la parametrii la care ar trebui și atunci se taie ovulația. Asta e primul mecanism. Al doilea mecanism, mucusul de la nivelul colului uterin se îngroașă atât de mult încât spermatozoizii nu mai pot să pătrundă prin el să ajungă la ovul, dacă cumva ar avea loc ovulația. Și trei, mucoasa uterină, cea care ar trebui să primească o eventuală viitoare sarcină, este atât de subțire, se subțiază foarte mult și nu mai poate primi ovulul fecundat dacă cumva a avut loc fecundația și dacă cumva spermatozoizii au pătruns către ovul. Deci sunt trei mecanisme. Contraceptivele, dacă sunt luate așa cum se cuvine, nu are cum să apară o sarcină nedorită. Și efectul nedorit al anticoncepționalelor? Există și efecte secundare. Avem mai multe. Odată e scăderea libidoului. Scade destul de mult și, e efectul cel mai frecvent incriminat de către paciente. Apare retenția de apă, retenția de lichide, mai ales la nivelul picioarelor. Apare constipația. Uneori apar și probleme cum ar fi depresia. Uneori. Impactul major se resimte în primele luni. Efectele secundare se resimt cel mai rău în primele 2-3 luni de tratament. Dar după 2-3 luni, dacă lucrurile s-au liniștit și de obicei se liniștesc, apare toleranță pentru efectele acestea secundare, atunci ele sunt tolerate pe termen lung.
Există și acest baubau care circulă pe surse, să spun așa, și anume anticoncepționalele pot duce la infertilitate. Mit sau adevăr? Greu de crezut. Nu, e un mit. Ok. Spre exemplu, multe femei iau contraceptive pentru că nu le-a venit menstruația. De ce? Pentru că au ovar micropolichistic. Ovar micropolichistic care se asociază cu infertilitatea. Ele nu vor să rămână însărcinate chiar acum, deci nu investighează partea asta. Ele spun doar, domnule, nu mi-a venit menstruația la timp. Și atunci se dă un tratament contraceptiv care merge foarte bine pe partea asta, de pe reglarea menstruației la pacienta cu ovar micropolichistic. Ovarul micropolichistic nu se schimbă în timp, el va rămâne micropolichistic și atunci când pacienta dorește să-și întemeieze o familie și renunță la contraceptive, iarăși nu are loc ovulația din cauza ovarului micropolichistic și spune, a, deci de aia nu rămâne însărcinată acum pentru că am luat 5 ani contraceptive. Fals. Tratamentul cu contraceptive nu poate să ducă la infertilitate. Dacă este o altă cauză care a fost acoperită în timp de tratamentul ăsta cu contraceptive, atunci se va manifesta după terminarea tratamentului. În general, în momentul în care ne confruntăm cu ovare polichistice, după cum spuneați, ele rămân pe viață, atunci în momentul în care și după 40 de ani se recomandă folosirea anticoncepționalelor de către femei? După 40 de ani trebuie să avem mare grijă. De ce? Pentru că apar anumite afecțiuni care, la care ar trebui să nu dăm tratament cu contraceptive. Spre exemplu, hipertensiunea arterială. Ea poate să apară după 40 de ani, pacienta să nu-și dea seama, să fie într-o stare de aparentă sănătate și atunci dacă dăm contraceptive, e posibil să ajungem la complicații ceva mai serioase. De aceea, contraceptivele după 40 de ani se administrează doar după un control amănunțit și nu numai la ginecolog, ci și la medicul internist. La fel, dacă am probleme cu glicemia, trebuie să am mare grijă cu administrarea contraceptivelor, obezitatea este mai frecventă după 40 de ani, sedentarismul, combinația obezitate, sedentarism și contraceptive poate să ducă la îngroșarea sângelui, o tendință a sângelui de a se coagula un pic mai repede. Deci se poate coagula în vasele de sânge, mai ales la nivelul picioarelor, să apară tromboebolismul pulmonar, să fie viața pacientului pusă în pericol. Deci trebuie să avem mare, mare grijă cu contracepția după 40 de ani, mai ales contracepția cu contraceptivele combinate. Cred că sunt foarte multe informații pe care nu le știm despre anticoncepționale. În general, când vorbim despre educație pentru sănătate, lucrurile sunt puțin cunoscute în România și mă bucur că am putut să stăm de vorbă pe acest subiect. Vă invit să reveniți să povestim de ce nu despre anticoncepționale în general, mai ales despre folosirea lor pentru prima dată, când se recomandă, de la ce vârstă, care sunt efectele la care să ne așteptăm și, bineînțeles, cum să începem să renunțăm la ele dacă ne dorim totuși o sarcină, când vrem să dispară principalul efect și anume contracepția. Vă mulțumesc tare mult pentru informații. Dragilor, să știți că emisiunea de astăzi a fost, din punctul meu de vedere, una suficient de complexă încât să ne dea de gândit pe parcursul întregului weekend. Ei bine, luni dimineață vă reașteptăm aici în fața televizoarelor pentru matinal, dar Metropola TV are și alte emisiuni care vă așteaptă pe tot parcursul weekendului, cum vă spuneam mai devreme. Cezara Munteanu revine cu noul sezon Dragoste de România, duminică, așa că rămâneți pe Metropola TV. Pupici tuturor! Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității.